Astăzi a fost mare întrevedere. Mare întrevedere. Că n-a fost ceva plăcut. LOL Relay, o știți deja, că nu mai are nevoie de prezentări, cea care l-acuză pe medicul stomatolog că ar fi profitat de ea, ar fi agresat-o sexual în urma unui intervenții ce a indus o stare comatoasă sau de somn profund. Bănuim noi că s-a folosit, sau cel puțin așa spun specialiștii, drog, așa numitul drog al violului. A avut o primă întrevedere, cred că prima oară, nu? Față în față cu agresorul la tribunal. Sau au mai fost, a, nu, a mai fost o audiere în care s-au întâlnit. Acum a fost audierea soției medicului, cea care, ați văzut, cel puțin până acum, îl susține. Ce-o fi la ei în casă, nu știe nimeni. Îl apără din răsputeri. A fost și Horațiu acolo, doar că, ce să vezi, Horațiu le provoacă repugnă. Și la ieșire a fost ușor împins de către medic și trântit peste o tufă de trandafiri. Avem acum imaginile. O să le analizăm să vedem dacă gestul a fost unul intenționat sau nu. Că poate, cine știe, se mai face domnul doctor cu un proces. Acum, bă, ce să zic, așa, e prima oară. Jur că e prima oară când eu le văd. Nu pare intenționat. Se oprește, nu pare ia intenționat. Ia să vezi, noi le vedem fără... Se oprește și dă cu fundulețe. Da, opa, bineînțeles, a da, fost... Da, nu l-a văzut, n-a întors capul. Păi la simțire că l-a auzit. Știa că e în spate. Fără sonor, nu ne dăm seama. Probabil că Horacio fi zis ceva și... L-a simțit și uite. Uite, se vede frumos, uite acum. Nu e acum. Nu e, uite acum. Acum e cu soția. Ia mă. Nu, e... Nu, acolo e. Uite, derulați. A, eu mă uitam mai urea? Da. Te uitam mai urea. Pe... De ce îmi puneți, mă, de imagini diferite? Ce aveți cu mine? Una era pe post și alta era pe... Pe video. Și puneți același lucru pe toate... Uite, da. Tactica asta se mai folosește la 11 metri. Când vrei să obții 11 metri, te oprești un pic din mers și ălaltul din spate te împinge. Și atunci... Le vom avea și cu sonor pe astea? Ca, când o să dăm beta... Uite, vezi? Aoleu, dar l-am împins urât. Știi cum se întâmplă asta? La 11 metri, Dan. Când alergi, intri în careu și te oprești un pic și ăla din spate care invitezi. Da, 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 da. Și Horatiu s-a dezechilibrat imediat pentru că nu era atent normal. Nu s-ar fi gândit că o să-l împingă cineva. Bine. Atunci o să analizăm și cu sonor când vom avea imaginile editate cum trebuie. Intră așadar LOL Relay împreună cu avocatul Mădălin Penciu, ca să fie bucuroasă și ai da. Hai! Bine ați venit! Da, să rămână bună seara, bine ați venit! Opa! Asta a fost a fost mai rău ca niciodată. O să vedeți un accident. Auzi cum faci. Mai fac așa ca să audă până sus la birouri. A trecut pe 4x4. Că zic de 3 sezoane că face scaunul ăsta așa. Opa. Da, când să uităm niciun șef la ora asta la emisiune. Mă rog, nu mai contează. O să-mi intre direct în... Și o să... Dos. Și o să mă încocci. Emens dos. Da, da, da. Încă o dată să rămână, bine ați venit să trăiți. Bine te-am regăsit. Interesantă, dacă n-ar fi fost și traumatizantă, interesantă întâlnire, pentru că tu ai fost singura care a asistat, practic, și la mărturia soției. Eu și avocatul meu. Amândoi asta, da. Noi făceam comparație cu, spre deosebire de echipele de filmare care nu au avut acces în acel moment în sală. Da, chiar, de ce nu au avut acces? S-a declarat ședința nepublică pentru audierea de astăzi. Da, a considerat față de caracterul, de fapt mai bine zis, de calitatea pe care o avea martora relativ la inculpat, soția inculpatului, a considerat și probabil văzând că deja a luat amploare în mass media tot cazul, presupun că a contat și asta, nu știu, judecătoarea a considerat că e preferabil să aibă ședință nepublică. Da, da, iată că Lorelai ne poate povesti, adică n-au rezolvat nimic, doar că n-am reușit să luăm imagini, ceea ce nu e neapărat o tragedie. Oricum, în instanță lua. Nu se iau imagini. Corect. Așa că ce ne-ar fi spus Horatiu,
O să te rog să ne spui tu, cum a fost, ce poziție a avut soția? Pentru că, știi, vorbeam data trecută că se punea problema, cel puțin la nivel de zvon, de un posibil divorț. Da, nici asta nu am putut să-mi dau seama dacă urmează sau nu să se întâmple. A, nu, doamne ferește, nu, că nu vreau să speculăm în zona ta. Mă interesează doar ce a spus, dacă l-a susținut, dacă știe mai multe, dacă ce a făcut, ce a zis. Mi s-a părut ușor ambiguă. Adică nu a avut o poziție clară în care... Nefiind nici de față... Îmi susțin soțul, nu putea să facă așa ceva. A spus că nici ea nu este de acord cu modul în care a gestionat situația cu pacientele, ca să închei citatul. Da, da, ce pentru că era mai era o bănuială vis-a-vis de substanțele pe care el le-ar fi folosit, că i-ar fi aparținut soției, nu lui. Nu s-a discutat despre așa ceva în instanță, nu. Nu, a venit, a spus că în seara respectivă, da, probabil a discutat cu soțul la telefon, că ei vorbeau zilnic, că întrebată despre ce ar fi discutat, au spus că avea copilul bolnav, deci probabil despre asta. Că păi da, dar voi aveți la dosar, din ce mi-aduc aminte, listing-ul telefoanelor pe care el le-a dat în seara aia și nu a existat nicio convorbire mai lungă de nu știu câte secunde, nu? De 14 secunde, dacă 14 mă înșel. Secunde. Probabil că a vorbit ca în reclamele de la medicament. Susține că ar fi discutat pe WhatsApp sau pe o altă aplicație video. Ah, ok. Și nu știu dacă alea ar fi putut fi văzute. Însă, la întrebarea doamnei procuror, dacă și soția l-a întrebat pe soț ce face, dacă el a spus că ar face ceva, a spus că nimic deosebit care să o facă să își amintească. Am avut ocazia să o întreb și eu pe soția dânsului câteva lucruri pe care mi-aș fi dorit să le știu. Am întrebat-o în primul rând dacă în seara aceea, când a discutat cu ea și eu mă aflam în casa dânsei, știi, în starea respectivă, în starea respectivă, dacă știa măcar că se mai află cineva în casă și a spus că nu. Am întrebat-o dacă știa despre victima dinaintea mea, acea domnișoară de 19 ani, dacă știa că a fost în casa dânsei, a spus că nu. Nici de, dacă știa măcar de plângerea formulată de prima victimă, a spus că nu. Bine. Practic, dânsa a declarat că a aflat totul de la televizor. Ea a aflat după un an jumătate de când s-au întâmplat lucrurile. Părea real ce spunea? Părea sinceră? Ne spunea la machiaj că cumva... Da, cumva eu am crezut-o, eu personal. Este chiar, o variantă care stă în picioare. Adică cred nu cred că el, dacă a făcut așa ceva, să ducea să-i spună nevestia. Auzi, da, de ce am făcut, mi-a oferit și la asta un răspuns. Asta încercam să spun, cât să aibă o logică, succesiunea declarației dânsei. A aflat de la televizor, chiar de la emisiunea în care ne aflăm. Da. Pentru că i-a spus asistenta ei, care asistenta ei știa de la pacienta ei. Îmi pare rău dacă i-am provocat noi trauma asta, da. Da, a spus că a fost afectată la momentul acela, că a studiat mai multe informații când a văzut despre ce este vorba. A fost întrebată dacă atunci când l-a confruntat, de ce, care a fost motivul pentru care el i-a ascuns aceste lucruri. Am întrebat-o și eu, ceea ce mi se pare în continuare bine de punctat. Dacă soțul dumneavoastră v-a ascuns o plângere penală, o a doua plângere penală, faptul că două persoane s-au aflat în casa dumneavoastră, în calitate de soție doar, de peste 10 ani de zile, îl cunoașteți bine, are obiceiul de a ascunde lucruri când este nevinovat? Și a spus că nu a înțeles întrebarea. Am reformulat-o până când s-a ajuns la... Există motive să ascund, să nu vă spună dacă n-a greșit nimic? Da. Și a spus că el nu i-a spus pentru că ea ar fi interpretat altfel lucrurile. Deci, practic, el i-a recunoscut ei că a mințit-o atâta timp. Păi, da. De asta spun, eu pe ea am simțit-o sinceră până la punctul acela, nu pot să o înțeleg mai departe. Afli că te-a mințit în patru privințe și după aia mai afli și de alte femei. Nu vrea să facă, nu vrea să-și arate sentimentele în public, într-o sală de... De asta spun că nu știe nimeni ce se întâmplă la ei acasă. Dacă a avut această poziție, mie mi se pare una...
ok. Adică, da, e pertinentă probabil pe ideea măcar până la finalizarea procesului exact, să ai o poziție și, neutră. Și cu acoperire pe toate. Poate că de fapt în spatele ușilor închise ei nici nu mai sunt împreună, n-ai de unde să știi. Până se finalizează procesul. Nici nu vrea. Și poziția totuși, ei e încă una neutră. Totuși cumva. Vorbind de o familie na, care nu e obișnuită neapărat cu celebritate, o familie de intelectuali. Până la spre finalul procesului a început să ia apărarea spunând că faptul că dânsul n-avea asistentă în cabinet a făcut un pic pe avocat în ultima parte. Nu e un lucru rar întâlnit, că mai știe și alți medici care nu au asistente. Faptul că încuia ușa, aici cred că n-au discutat între ei sau ceva, pentru că el s-a chinuit din răsputeri să demonstreze, dacă vă aduceți aminte, că nu a încuiat ușa, da, iar ea venea să-l apere pentru ce a încuiat ușa. Am înțeles, da. Susținând păi, știi cum e, când vrei să... Când nu spui adevărul, nu spui adevărul, se mai uită, se mai încurcă lucruri. Hai să vedem, atunci să vedem măcar pasajul acela cu sonor, dacă nu mai avem timp să... Hai să dăm pasajul acesta cu agresiunea, că e cel mai important, eventual și cu aceste întrebări... Domnule, domnule, președinte, aveți mulțări de conștiință? Mamă! Doamne, nu! Domnule, domnule, președinte, aveți mulțări de conștiință? Mamă! Doamne, nu! E intenționat. Da. Se vede... E intenționat pentru că l-aude... Îl aude vorbind. Și nu cred că așa merge dânsul pe stradă, dând din fund, nu, din șoldă. Nu, dar se vede că este intenționat. Se vede că e intenționat. La fotbal ar fi o obstrucție asta. Ar fi, da. Și cred că asta ar spune fi. Ceva despre caracterul medicului, dacă îmi permiteți. Da, aduce aminte ce s-a întâmplat cu tatăl lui Vlad Pascu, criminalul de la 2 mai, când s-a suit pe scooter și a dat peste ziariști. Adică sunt oameni care își pierd mințile într-un mod total aberant. Bună seara, Horațiu. Vreau să te aud, să aud și de la tine cum ai perceput tot acest gest. La noi se vede clar că este... adică pot să spun acum, văzând cu sonor imaginile, că a fost intenționat. Te-a simțit că vii, să își dădea seama de distanță din, de la zgomotul vocii tale și atunci a fandat un pic în dreapta și te-a aruncat în boscheți. Ce a zis după, că noi nu mai avem? Ce ați mai vorbit? Da, bună seara și bine v-am regăsit. Vreau să mă întorc puțin în timp și să vă spun că domnul doctor cred că are toate motivele să mă antipatizeze, pentru că în urmă cu 4 ani când s-a declanșat acest scandal, noi cei de la Extra Night Show am difuzat primele imagini cu acest medic stomatolog. E bine, când a ieșit din tribunal, se vedea pe chipul domniei sale că este foarte, foarte tensionat. De asemenea, și soția, care am înțeles că este medic psihiatru la Videle, era foarte, foarte abătută. E bine, atunci mi-am concentrat atenția asupra domnului doctor și vreau să vă spun că are o constituție atletică, este foarte, foarte bine pregătită fizic și asta o spun din fapt deoarece a reușit să se strecoare foarte ușor, cu foarte multă abilitate printre mașini. Au fost momente când chiar l-am pierdut din vizor, ca să zic așa, din atenție. Până la urmă s-a urcat în mașină, repet, vizibil, nervos, chiar era să provoace. Ție ți-a spus ceva în momentul în care a făcut acel gest, să zică, bă, du-te încolo, lasă-mă. A exclamat. Și a cerut scuze? Sub nicio formă. Doar a exclamat, cine eu? Sau, mă rog, eu? N-am dat atenție acestui incident, pentru că, până la urmă... Face parte din riscurile meseriei. Da, și interesul meu era să obțin o declarație, fie ea cât de scurtă, din partea domnului doctor stomatolog. Dar asta vreau să vă spun că, fiind foarte nervos, a trântit portiera, a încercat să demareze în trombă, dar a văzut la timp că venea o mașină în paralel și deci era cât pe ce să provoace și un accident rutier. Trebuie să fac și această dezvoluire, că n-am încotro, fiind și foarte, foarte sincer cu telespectatorii, că atunci când m-am apropiat de el, nu știu cum, l-am atins fără să vreau și mi-am dat seama că este un tip foarte, foarte, repet, atletic. Asta a fost interacțiunea mea cu domnul doctor. Una de-a dreptul fizic. Fizică contundentă, da. Te-ai lovit în... Doar la... Pentru că era un postament de ciment acolo.
parcă. Nu, doar la degetul mic, la unghia, de la degetul mic. Ceva. Am sângerat un pic, dar, repet, nu dau atenție unor astfel de incidente. Se întâmplă, păcat că se întâmplă în mod voit, că dacă era un accident oarecare, era una, dar până la urmă ai fi putut păți mult mai mult decât atât. Să te lovești, da, într-adevăr, putea acolo, să cadă cu capul, suportul să acela este de din ceva. Beton, din ce văd. Alunești, vii cu tâmpla de un colț de ăla și rămâi acolo. Da, era și spațiu foarte, foarte îngust. Da, dintr-o intenție de asta proastă, gen intimidare de 3 lei, să ajunge la vreo nenorocire. Bine că n-a fost decât atât. Mulțumim mult. Totuși să știi că nu a venit degeaba Horatiu, a apucat să vorbească cu cealaltă victimă. Spuneam că n-a putut să intre în tribunal, dar a putut să aibă o discuție cu cealaltă victimă și cu mama ei. Uh-huh. Și atunci... O să difuzăm asta cu altul, că poate mâine, că vreau să mai vorbesc puțin cu voi, să nu pierdem timpul. Da, s-a amânat audierea, mai sunt chestii de spus. Nu, în primul rând, aș vrea să-l întreb pe domnul avocat, ce... Cât a contat această audiere a soției? Adică, ce beneficii aduce ea, dacă aduce vreun beneficiu? Adică, mie mi se pare fără sens. Este un martor care nu e martor. Lămurește doar parțial decât din anumite aspecte. Da, sau deloc. Este un martor, mai mult în Indie, sau nu știu cum. Să spunem așa, în favoarea apărării, oarecum, cu toate că și noi am solicitat să fie audiată. Dar o singură întrebare cred eu că este cea mai elocventă în toată declarația aceasta. I-am adresat întrebarea dacă i-a povestit medicul relatat chiar tot ceea ce s-a întâmplat în decursul cercetării judecătorești, toate audierile, mai ales de persoană vătămată și de inculpat, și a spus da. Deci orice răspuns ar fi fost nevoită să dea soția doctorului în fața instanței ar fi fost unul generat de povestirile medicului. Mai ales că există o prevedere clară a codului care stabilește că nu ești obligat. Dacă nu dorea să dea declarații, putea să refuze și nu era niciun fel de problemă. Cu atât mai mult, nu, dar încerc să înțeleg care e aportul, care e plus valoarea, pentru că ea nu putea decât să povestească ce a fost povestit la rândul ei. Nu, ea a relatat, n-a trăit nimic, răspuns nu la întrebare, prezentă. Da, nu, n-ai înțeles. A răspuns la întrebarea în care soțul i-a relatat inclusiv declarația mea din dosar. Da. Da? Deci este întrebare punctuală. Da, și reieșea din celelalte răspunsuri, că de aceea adică am și întrebat. Ajută cu ceva? Ne ajută cu faptul că a influențat martorul, ne ajută cu faptul că a pus-o la punct cu ce are de spus. Ea nu trebuie să știe declarația mea, nici declarația lui. Există, cum a spus domnul avocat, niște prevederi legale pentru care nu avea, în calitate de martor, dreptul să știe. Da, nu avea obligația să ofere declarații, dar rămân celelalte prevederi incidente în ceea ce înseamnă mărturia mincinoasă. Dacă se dovedește că a făcut asta, e pedepsibil. Asta încerc să spun. Săraca nu... Adică nu poate fi acuzată de mărturie mincinoasă atât timp cât ea repovestește ce i-a fost povestit. Știi? În faza asta suntem. Ea nu este un martor, a aflat sau nu lucruri, la urma lucruri urmei, de la soț și spune mai departe, poate cu bună credință, ce a aflat sau oricum, nu. La urma urmei, tot procesul, în afară de cei doi, n-a fost nimeni de față. Deci cam toți martorii sunt indirecți. Direct doar cu privire la anumite relatări, cum au fost colegele de apartament. Deci nimeni n-a fost în camera aia, din păcate, ca să știm ce s-a întâmplat. Așa este. Dar uite, mai sunt martori cumva direcții, medicul de pe salvare, care poate spune în ce stare era, șoferul, mai știu eu cine. Da. Mult mai important decât soția. Cel mai relevant aspect legat de soție era acea convorbire pe care a avut-o în timp ce erau împreună în apartament și se presupune că au vorbit o perioadă îndelungată și video. Și a recunoscut că așa s-ar fi întâmplat. Și mai sunt și aspectele legate de posibilitatea transferării lichidului seminal pe geacă din pat, pentru că și acolo este o apărare formulată în sensul că ar fi avut ei de fapt un contact anterior și de aceea s-ar fi transferat. A fost scopul audierii din partea inculpatului. Și să dea ea o probă genetică? Nu neapărat. Că proba lui genetică putea să se transfere pe geaca... La două zile, praful rămas pe așternutul pe care ei nu-l schimbă după ce întrețin relații sexuale, ar fi putut ajunge cumva și pe geaca mea, care inițial era în cuier, ulterior era în pat, din declarațiile dânsului. Adică mi se pare că s-a scăldat mult mai pe față. Am înțeles. 30 de secunde. Ce urmează? Nu s-a schimbat încă încadrarea? A rămas în pronunțare. Avem 15 zile până când o să aflăm dacă se schimbă sau nu încadrarea.
fie direct în viol plus lipsire de libertate, fie doar în agresiune plus lipsire de libertate. Bineînțeles, cu o diferență majoră la pedepsă. Pedepsele clar diferite și în principiu dacă ar fi și viol și lipsire de libertate, cam greu să mai scape fără execuție.